Domnule FALCCR intervine în războiul politic, îi transmită Viorica Dencil, nu este o glumă. Augustin Zegrean a atras atenția asupra declarațiilor făcute de Klaus Iohannis, după ce președintele a cerut demisia Viorica Dencil. Fostul falcurii constituționale i-a transmis premierului ce trebuie să ia în considerare solicitarea președintelui. Nu poate să existe un efect practic pentru ce trăim în cara asta. Într-o alt cară ar avea efect o chestie din asta, dar la noi nu are un efect decât, eu subliniere tiu, politic, moral subliniere am, pentru ce la Constituție scrie ce presubliniere din telenume subliniere te guvernul pe baza votului de încredere acordat de cetre parlament. Numai parlamentul poate să revoce guvernul. Se poate ajunge în situații complicate, se poate ajunge la situații în care primul ministru se oia razna sublinierei nu-l poți revoca. Procedura mociunii de cenzură este o procedură îndelungată, complicată. Practic era probabil mai bine ca presubliniere-dintele se poate să le revoce. Pentru ce sublinierei acum sublinierei înainte presubliniere dintele era omul cu cea înaltă autorizare electorală. El este ales de întregul popor, prin vot universal. Faptul ce presubliniere dintele a cerut acum revocarea primului ministru ar trebui să fie luat în considerare de cetre primul ministru pentru ce nu este o glumă. Abia aici suntem în prezența unui conflict juridic de natură constituțională. Problemele de politic extern sunt, uitați-vă în Constituție, exclusivă ale presubliniere-dintelui. El conduce politica externă a României, el stabile subliniere-te în fiincarea demisiuni diplomatice, împreună cu guvernul stabile subliniere-te, nume subliniere-te ambasadorii, dar ambasadorii STR-i sunt acreditați pe lângă presubliniere-dintele României. Privind ca asta trebuia să fie o negociere între ei, o discuție sublinierei împreună să-i hotrască acest lucru, a declarat Augustin Zegrean pentru tirile TVR.